Un sătmărean de 44 de ani este anchetat sub aspectul infracțiunii de contrabandă după ce polițiștii de frontieră au găsit în mașina acestuia 380 de pachete de țigări de proveniență ucraineană în valoare de 1700 de lei. Țigările erau ascunse în porbagaj, în bagajele personale, iar bărbatul a susținut în fața polițiștilor că a găsit cartușele de țigări întâmplător, într-un șanț de pe marginea carosabilului, în timp ce se deplasa spre municipiul Satu Mare. Cu toate acestea, polițiștii de frontieră au întocmit actele premergătoare începerii urmăririi penale, țigările au fost confiscate, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră până la finalizarea cercetărilor.